Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Betleem am fost, noi la Betleem am fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și pe-asa mamă, și-am văzut și pe-asa mamă, pe care Mario cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Umbla-n sus și umbla-n jos, umbla-n sus și umbla-n jos, ca să-L nască pe Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Ca să-L nască pe Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. La mulți ani tuturor astăzi, împreună cu voi, cei de acasă, atmosfera de Crăciun, atmosfera de sărbătoare, o vom simți alături de Adrian Ursu și orchestra. Salutare! Salutare! Salutare tuturor celor de acasă care sunt în fața ecranilor și urmăresc și vor urmări și pe internet și sperăm în seara asta să le creăm o sărbătoare împreună. Și mulțumim mult din start pentru invitație. Și știi ce o să facem? O să împușcăm doi puri deodată, pentru că o să aducem bucurii și celor care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou și celor care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi. Așa e, că ne place. Avem sărbătoare. De sărbătoare. Da, avem motive. Așa, astăzi ai o echipă. De fapt, este echipa alături de care tu muncești și de ani buni ați găsit simbioza perfectă ca să aduceți, iată, muzica bună, instrumente bune pentru public. Voi cei de la Vorbe Bune și echipa voastră ați fost primii care ați filmat un reportaj despre Adrian Ursu și orchestra și am zis să venim să cântăm acele melodii, câteva din melodiile pe care le... Live să cântăm? 100% live. Alături de ei. Sunt colegii mei, sunt prieteni pe care îi cunosc de ani de zile și în acest an am hotărât să ne unim și să ne lansăm oficial. Eu zic să ne faci cunoștință cu toți băieții tăi. Cu mare drag. Cu toate că știu că ai și soliste. Dacă mai e nevoie de una, dacă nu mă fac chef, că altceva nu prea pot. De ce? Noi te învățăm și te-o călcat ursul pe urechi? Ei, nu știu. Eu nu te-o călcat pe urechi. Parcă nu, dar mai știi până la sfârșit emisiunii. Nici o rudă de-a mea nu te-o călcat pe urechi. Eu vreau să-mi prezint colegii. Aici, la vioară, este Corneliu Panainte. La acordeon, Sandu Focșa. Deci de 18 ani ne cunoaștem cu Sandu. Și când am cântat prima oară la, cu orchestră la o petrecere, a fost alături de Sandu Focșa, da? Îmi amintesc acest lucru. Un acordeon este foarte apreciat și cel care a semnat orchestrația la mai multe melodii pe care le-am lansat. Aici al doilea băiat care la fel de mulți ani, de 15 ani deja ne cunoaștem și cântăm împreună, Adrian Boris, este spatele nostru și este cel care ne acompaniază la clape. Cel care vă salvează atunci când unul lipsește. Sau încă n-a venit în trupe. Știm că vedem noi multe. Aici la tobă, hai să mă aranjez așa ca să se vadă. Se vede Nicolae. Măi, Nicușorul ăsta cum bate toba, toată lumea nu poate sta la mese, că l-am văzut personal. El e de Cahulu, Sudu, da, Sudu se mândrește cu alor. Dar i-am două bătăi, așa, cum știi tu mai bine. Chiar două? Chiar două bătăi, el le-o numărat. Asta e repetiție. Asta e repetiție. Nicolae, moș Nicolae, da, a fost nu de mult. La mulți ani. Felicitări, la mulți ani. La țambal este Vasile Bogdan.
Ați avut list foarte, foarte bun, unul profesionist care, apropo, și colindul ăsta, nu l-am repetat pentru că cumva uitasem că astăzi va trebui să cântăm un colind. Și înainte de emisiune a fost suficient să repetăm de două ori și am cântat și sperăm că a ieșit bine. Radu Munteanu la trompetă, Radu a cântat la primul meu concert solo în 2006, la saxofon Sandu Samoilă, la fel un bun prieten. Vreau să mai zic doar un lucru despre el. Toți, că am zis de unul că a fost în orchestră, toți sunt băieți cu experiență, în orchestre mari, în orchestre apreciate. Mulți dintre ei au cântat 10-12 ani, orchestra Lăutare, orchestra Fraților Advahov, în orchestra Mugurel, în orchestra Joc. Și o să vă convingeți cât de frumos s-au aliat acești bărbați voce, instrumente, ca să ofere stare frumoasă, pentru că pe tot parcursul seriei astăzi o să ne cântați melodii. Am început noi așa cu un colind, după care, credeți-mă, nu o să puteți să stați pe jos, o să vă vreți să vă ridicați așa de la mese și să, și să vă apucați. Și nici pe canapea nu o să stați. De asta și noi am scos canapeaua. Cum stăm pe canapea când la noi vine o orchestră adevărată? Tu, îți mai amintești când ai fost ultima dată cu colindul, așa, adevărat? Mi-amintesc. Cu un copil, colacul pe băț, ăștia înghețați. Eu, făcând muzică, școală de arte, și cred că și băieții la fel, de sărbători, nu ezitam să câștig și un ban. Dar o să-mi amintesc cu drag că eu băteam toba, apoi cântam la acordeon. Important e că mi-amintesc cu drag că ne-am dus la un nana unui băiat, am urcat, el a zis, el trăiește la etajul 9, ascensorul nu lucra, dar noi am urcat 9 etaje, eu cu acordeonul mână, cu toate instrumentele, cu toba. Am cântat, l-am colindat, i-am cântat, l-am urat și la sfârșit 25 de bănuți ne-au dat. Nu știu, nanul nu l-a cunoscut pe finuț. Nu știu, habar n-am, dar eram la 5 băieți, 25 bănuți. Las că o calculat bine, 5 bănuți. Nu o să dau numele nici la nanul, nici la băiat, dar a fost așa caz. Ei, vorbește, de la micuț se crește la mare. E drept, da? A fost cineva care a dat 50 de lei, pe când a dat 50 de lei, 95. Uite, păi știi, erau bani. 95, 96. Tu te duci până la Iași și înapoi de banii ăștia. Călătorie până la București. Asta era foarte mult.